acele momente în care reușim să aducem investiții pe fondurile europene în municipiul de Bacău. Astăzi vorbim despre fonduri europene aduse în valoare de aproximativ 1.700.000 de euro pentru mașini, utilaje care vor deservi în special activitatea de, pentru situații de urgență, pentru situații în care de obicei vorbim despre viață și moarte. Aceste investiții sunt pe axa 3 din programul operațional regional. Suntem în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Euronest, împreună cu celelalte 5 județe din zona Moldovei și este un bun exemplu de colaborare între toate județele din regiunea Moldovei. Practic este un anunț pentru următorii ani, când colaborările pe regiune între județe și municipii vor trebui să se întețească, să genereze proiecte regionale și, bineînțeles, să aducem cât mai multe fonduri europene. Asociația de Dezvoltare Euronest este un tip de asociație de dezvoltare intercomunitară, așa cum au mai fost înființate în județul Bacău, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Apă și Canal și cea pentru Salubritate. Sunt asociații de dezvoltare create pentru a atrage fonduri europene și țin să fac aceste precizări, pentru că sunt în continuare persoane avizate care au ocupat și vor să mai ocupe funcții și care nu vor să pătrundă cât de cât în problematica de acest gen și aruncă cu fel de fel de speculații și fel de fel de zvonuri. Și ADIB-ul, și ADIS-ul, și Asociația Euronest sunt create pentru a aduce fonduri europene. Repet, aici vorbim de 7 utilaje autospeciale despre care o să vă povestească domnul general Simionescu. Mai e vorba de o autospecială pirotehnică achiziționată exclusiv din fondurile Consiliului Județean, pentru că nu era eligibilă pe fondurile europene, dar am asigurat fondurile la Consiliul Județean astfel încât inspectoratul pentru situații de urgență să nu lipsească nimic în următorii ani. Sunt două ținte principale pe care vrem să le atingem prin implementarea acestui proiect. Evident, creșterea gradului de siguranță a populației din județul Bacău și îmbunătățirea capacității de răspuns în situații de urgență. Și știți foarte bine că Inspectoratul pentru Situații de Urgență din județul Bacău a fost greu încercat în acești ultimi 6-7 ani cu fel de fel de situații de urgență la care a făcut față și a răspuns cu brio. Am să dau cuvântul partenerilor noștri în acest proiect, Primăria Municipiului Bacău, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, după care o să vă invităm jos în fața Prefecturii pentru a face și un mic moment religios de sfințire a acestor mașini venite pe fondurile europene. Domnul primar. Domnul președinte, domnul general, domnul exotoșuri, am luat asistență. Într-adevăr, astăzi este un moment important, la fel ca multe altele evenimente care s-au petrecut în ultimul timp în municipiul Bacău și în județul Bacău. Cred, într-adevăr, și pot să vă spun că cel puțin în ultimul timp s-a observat acest lucru, cred că o colaborare foarte bună între autoritățile locale și, pe de-o parte, și instituțiile publice guvernamentale, pe de altă parte, vor genera, cu siguranță, stabilitate. Și când vorbim de stabilitate și echilibru, mă gândesc, în primul rând, la tot ceea ce înseamnă situații de urgență. Pot să vă spun că în ultimii, hai să zicem, 7 ani, am avut destule situații complicate și care au generat, clar, și decizii pe care autoritățile locale, împreună cu Inspectoratul Situației de Urgență, le-a luat. Și pot să declar că, într-adevăr, s-au rezolvat foarte multe probleme în timp util, dar și bine, cu costuri minime din partea populației, deși autorităților locale. Și cred că acum acest parteneriat poate să arate, încă o dată, dacă mai e nevoie, că este necesar să construim asemenea parteneriate pentru viitor. Pot să vă spun că cel puțin în următoarea perioadă, când împreună cu Ministerul Administrației, Consiliul Județean,
și, în ultimul rând, alți actori importanți în acest parteneriat vom construi împreună un centru SMURT la Bacău și, în general, poate nu știți să plantă, că am înțeles că hotărârea de guvern a fost... Asta vreau să vă spun, aproape de bucurie. A fost aprobată și domnul deputat s-a ocupat de această hotărâre. Cred că, într-adevăr, asemenea parteneriate pot crea cadrul că aici, la Bacău, să avem un centru vecinul regional, și trebuie să ne gândim la acest lucru. Un centru regional care poate, într-adevăr, să reprezinte, așa cum am spus, împreună cu Spitalul Municipal, împreună cu Spitalul Județean, un centru puternic de rezolvare a situației de urgență, indiferent de ce natură fi acesta. Domnul președinte, eu sunt convins că, cel puțin pe această temă, este un început. Și că putem construi astfel încât viitorul să arate că o construcție administrativă bazată, în primul rând, pe stabilitate, echilibru și respect, poate să ducă la lucruri bune în acest județ. Și de ce în această regiune? Și cum ne vom crea noi premisele ca atunci când se va forma regiunea, din toate punctele de vedere, numai administrative, cu siguranță că de-a noi depinde dacă vom avea câștig de cauză noi, Bacău sau alții. Da, mulțumesc. Domnul deputat Pară vrea să ne dea o veste bună. Da. Santa Claus, vă rog. Mulțumesc frumos. Nu știu dacă de-a apărat în calitatea pe care ați organizat-o dumneavoastră. Ieri suntem în Bacău. Acum două minute am discutat cu domnul ministru Victor Paul Dobre, hotărârea de guvern prin care se acceptă transferul de terenuri din de la Ministerul de Interne către Primăria Municipiului Bacău pentru SMURT s-a realizat. Mai sunt doar Ministerul de Justiție trebuie să semneze și ceea ce a fost mai greu s-a realizat. Deci eu cred că ziua de astăzi este o zi mare, importantă, pentru că în momentul în care există dialog instituțional între instituțiile statului, între Consiliul Local Bacău, Consiliul Județean, de ce nu între primarul Municipiului Bacău și președintele Consiliului Județean, tot județul va avea de câștigat. Vă felicit, domnilor, pentru faptul că primează înțelepciunea și primează proiectele importante pentru județ și pentru municipiul Bacău. Vă felicit. Mulțumim pentru veste. Înainte de a da cuvântul domnului general, vreau să fixăm foarte bine cifrele care ne însoțesc în acest proiect. Deci acum vorbim de 7 utilaje care valorează 1.800.000 de euro, în care contribuția autorității locale este de aproximativ 40.000 de euro. Deci, infimă. Iar până în luna decembrie, noi sperăm cât mai repede, septembrie, octombrie, noiembrie acestui an, vor mai veni încă 7 utilaje în valoare de 1.700.000 de euro cu aceeași contribuție din partea autorității locale, aproximativ 40.000 de euro. Deci, totalizând, vorbim de 3.500.000 de euro cu contribuție locală 80.000 de euro, bani pentru siguranța și sănătatea cetățenilor municipiului și județului Bacău. Domnul general, vă rog. Domnule președinte, domnule primar, domnule deputat, domnule vicepreședinte al Consiliului Județean, domnule inspector guvernamental, doamnelor și domnilor invitați, stimați și reprezentați mass media. Participăm astăzi la finalizarea unei dintre cele mai importante proiecte la nivel municipal, județean și regional, acela de achiziționare a echipamentelor specifice pentru îmbunătățirea capacității calității sistemului de intervenție în situații de urgență, abordării asistenței medicale de urgență și a primului ajutor medical calificat. Recepționarea și operaționalizarea autospecialului de intervenție achiziționate prin accesarea fondurilor disponibile în cadrul programului operațional regional reprezintă o garanție în plus a misiunilor reușite desfășurate de către personalul Inspectoratului Județean pentru situații de urgență. Prin gradul actual de dotare, unitatea noastră își va putea îndeplini în continuare, în mod eficient și profesionist, misiunile de protecție a populației și siguranță a bunurilor materiale. Noua tehnică de intervenție reprezintă un plus de siguranță la adresa securității vieții și un plus de reacție în gestionarea situațiilor de urgență. Domnule președinte, domnule primar, domnule deputat, vă rog să-mi permiteți să vă mulțumesc atât dumneavoastră, cât și întreg personalului antrenat, pentru întregul efort depus ca instituția noastră să fie în continuare un garant generator de încredere și siguranță, permanent în slujba comunității și un element de bază al societății moderne. Atât.
la nivelul municipiului Bacău, cât și la nivelul județului. Vă asigurăm că vom continua să ne facem datoria ca adevărat salvatori, pe fondul amenințărilor și provocărilor de tot felul la adresa securității vieții și a factorilor de mediu. Sunt estimați invitați, îmi exprim convingerea că și în viitor vom avea sprijinul dumneavoastră în îndeplinirea nobilei misiuni de apărare a vieții, a mediului, a valorilor materiale și spirituale ale cetățenilor. Cu această ocazie vă rog să-mi permiteți să mulțumesc reprezentanților mass media pentru sprijinul pe care îl acordă în mod constant și permanent pentru a reliefa efortul